colectarea separată e un obiectiv. Da? E un lucru bun pentru protecția mediului, e un lucru bun și pentru utilizarea eficientă a resurselor, dar e un repet, e ceva exterior nou, e o țintă, e un obiectiv, ceva ce trebuie să facem. Ce treabă are Consiliul? Consiliul trebuie să se asigure că relațiile între părțile implicate respectă regulile pieței. Pentru că în felul ăsta vom face ca lucrurile să meargă mai bine, să piață un mecanism ca să meargă lucrurile mai bine, să fim mai eficienți, să facem lucrurile mai ieftine. Am avut o plângere într-un municipiu de ședință de județ, dar avem încă alte 30 de plângeri similare, deci problema e răspândită pe ansamblul țării. Și de asta am decis în acel caz, dar repet, am comunicat public ca să transmit un mesaj către autoritățile locale și către minister, către autoritatea centrală. Și decizia noastră a fost că nu mi se pare justificat să acorzi un monopol unei singure companii, în special companiei de salubritate, în condițiile în care sistemul de colectare selectivă nu funcționează foarte bine. Deci poziția noastră a fost că primăriile trebuie să permită și accesul altor companii specializate în colectarea deșeurilor reciclabile. În același timp, primăriile nu trebuie să fie obligate să accepte pe oricine. El pot să pună anumite restricții, să verifice capacitatea acelei companii care îi permis să acționeze în localitate, să-i verifice comportamentul corect.